Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit! Eu sunt Gino, iar astăzi alături de Anca ne vom juca GTA San Andreas Multiplayer. Bună! Ciao! Ciao! Așa, am ajuns la noi pe stradă și trebuie să-ți spawnezi mașina. Și tu, cu slash V și neabunele tale. Mă dau puțin mai în spate. Spawnează loc de parcare, nu? Yay! Yay! Mașina mea! A mea. Hai înapoi. Înapoi unde stai? Unde-ai dus? Pe stradă în jos. Nu în sus. Partea opusă. Așa. cântăm melodia noastră tematică? Care? Nu pot să cânt. O cânt eu. Mă supără gâtul. Da, știu. L-a fumat. Păi nu mai fuma. Nu meam, că nu-i de la asta. E, nu-i da, ba știu sigur că de la asta. Ba nu. Soacru. Nu, mi-au lovit mașina. Oricum, când o vopsești, ce-o și repară. Poți să spun ceva? Okay. Da. Ușor tu acolo cu tuse. Cream că o zici cea, pe cealaltă replica ta favorită. Care era? Aia cu țiar. Țiar țigările alea, drag. Nii. Și eu ce fac acum? Intri și tu acolo în garaj. Ah, ok. Bă! Da, da, nu contează ce se întâmplă aici. Să-ți alegi culoarea 1 și culoarea 2. Și mie mi se răstoarnă mașina pe aici, adică e... Ok, cu ce ale? Cu mouse-ul, cu enter-ul, cu ce? Cu săgețelele și okay. Cu space. Color. Car color 1? Da, și car color 2. Astea sunt. Lel! Raiul pe pământ. Și cred că... Păi și car color 2 unde? Stai, cum fac să dau înapoi? Că enter. Am dat din nou la... Ok. Păi și la color eu am doar 1. N-am și 2. Ai doar 1? Da. Înseamnă că probabil ai o singură culoare la mașină, deși mă întoiesc. Parcă aveai și 2. N-am... Ce am făcut? Ce ai făcut? M-a dat afară. A, probabil ai dat de două ori enter. Probabil. Că... Opa. Și mi s-a spart și geamul de pe spate. Tu-ți mă... Păi o reparăm în partea alaltă, e $5 de reparație. Crimă, domn. Aha, observ ce culori îți plac ție. Stai că vreau să mai fac ceva la ea. Vezi că poți să-i pui și jante noi, adică să te uiți pe acolo. Ce mă dă afară? E nebun? Că nu ca pe center. Asta făceam și eu greșit. Ok. Adică aici accepti cu space și dai decline cu enter. E puțin invers. Ok. N-am decât 1. Ah, dacă ai doar color 1, înseamnă că mașina nu are mai multe culori. Lights. De obicei poți să-ți pui jante noi și chestii. Alea sunt mișto. Wheels. Păi și cum arată? Că nu... Nu prea vezi, nu? Păi nu văd nimic. Spune-mi cam ce e și spun cam cum ar arăta. Atomic Virtual Off-Road Mega Growth Twist. Dacă vrei ceva mai clasic... Vreau off-road, pot? Da, dar sunt unele efectiv mari, fără capace frumoase la roți și nebune. Atunci, recomandăm tu ceva. Twist ar arăta frumos. Ok. Gata. Tu ai terminat? Da.
drăguț. Adică sunt așa mai de epoca. Trebuie să fac dreapta sau stânga acum? Stânga. Opa. Cred că am un bug vizual, nu știu ce n-ai bine. Și acum? Acum, hai că vin lângă tine. Așa. Ha! Ce zici de mașinuțele noastre? Foarte de drogu. De super mega ultra gibilan? Da. Dar partea asta de sus mi-a rămas tot albă. Da, să știi că arată bine. Da. Adică combinația e frumoasă. Hai să le reparăm. Hai să le reparăm. Vrei să facem curse de mașinuțe de astea micuțe și încete? Da. Am un pic și decolez. Și am decolat. Și eu. Te calc. Te-am calcat. Aha. Hai, după mine. Da. Și mergem acolo să reparăm mașina. Eu trebuie să bag și benzină. Ok, băgăm și benzină. Stai că nu mai știu cu ce tasă. Așa și slash fâilul. Asta nu e benzinărie, ce domnul iartă-mă? Ba da, e benzinărie. Numai că avem nevoie și de benzină. Ok, și aici mai sus, asta de reparat. Stai că bag și eu. Gata. Ia uite, $5 costă. Stai că vreau să-i trolez pe ăștia care abia și le-au reparat. Aha. Ce fac acum? Dai slash enter. Slash enter? Da. Dar trebuie să fii fix pe iulețul ăla care se învârte. Hideaway! Aici trebuie să fii. Aici? Mhm, și dai acolo slash enter. Da. Cât e drăguț! $100. Mi-a cadut mișto. Mi-a pus și motor nou. Aha! La mine era doar tabla îndoită, n-a pus motor și chestii. Mi-a pus motor nou. Ce ce eveniment este în desfășurare? Era să întreb ce desfășurare este în eveniment? Păi, n-am nici cea mai vagă idee. Chiar habar n-am. E ceva un eveniment acolo, interesant. Cred. Dacă nu e o înmormântare, degeaba. Ce, îmi place coliva. Ok. Mi-am cumpărat de la Cora coliva la caserolă. Aha. Ce? Era bun. Nom. Coliva. Uite acolo, în spate, o lumioară de-aia. Unde? Ești de mașință? Stai, cum fac ca să blochez mașina, să nu pot să-mi extrui nimic? Cu N. Când sunt în ea? Da. Scrie sub kilometraj. Încuiat sau... Lumioară! Ia-o tu. Păi, eu am luat-o odată. Ha? Ce drăguț! Mai trebuie să colectăm doar 149 de limioare și primim un bonus sau un premiu sau ceva. Uite. Mai știu unde e casa noastră? Nu. Am știut vreodată? Nu. Gata, uite că nu vezi. Unde te-ai dus? Unde e? Ce ai văzut? Am luat-o în jos. În sud, jos la vale. Urci la deal, cobor la vale. E sui pe deal, cobor la vale. Tot aia. Tot aia. Fii atentă, hai să ne parcăm mașinile aici.
De ce? La bordură, că e mai aglomerat pe stradă la noi decât e aici. Hai să o pun frumos. Așa, fix la bordură, cu roata, pe liniuța aia albă, adică frumos, elegant, cât de cât. Și dau așa puțin mai în spate, un licuț. Ce am făcut o pătrător, că sunt șmecher. Aha. Și aici parcă slash park. Hei, dracu să te... Mi s-a făcut de nou albă. Hei. Nu. Așa zici. De ce? Habar n-am. E nebună. Da, da, contează mai puțin culoarea. Cred că trebuie să ți-o despawnezi. Ia fa așa, despawnează-o. Ia stai aici. Cu slash V, știi tu. Eu? Uh-huh. Pe mea? Da. De ce? Cred că așa se salvează culoarea. Ok, stai, deci. Despawnează. Uh-huh. Și acum spawnez-o înapoi. No! De ce naibii nu s-a salvat culoarea? Nu știu. Of. Păi, în cazul ăsta, zic să ne oprim și noi cu acest episod și să ne interesăm ce și cum. Poți să intru la ăștia în casă? Da. Să-i bat? Cred că nu poți să-i bați în casă. Asta nu e casa noastră, nu? Cred că nu. Vreau să dacă poți să-i bat în casă. Dar nu-i nimeni în casă. Ce trești! Cau și pe ceva să bat și nu găsesc. Viață crudă. Îi bătem în episodul viitor. Da. Ca într-un moment, sper că v-a plăcut acest clip și sper să ne vedem în clipul viitor. O zi cu mai bună. Bye, bye. Pa, pa.